Prefecții din întreaga țară au fost informați într-o videoconferință cu premierul Victor Ponta de măsurile pe care trebuie să le ia pentru sezonul rece. Gata cu iarna, nu-i ca vara. Iarna chiar nu e ca vara, dar lucrul ăsta cred că îl știți cu toții foarte bine și nu vreau să-l aflăm de la televizor după ce constatăm că sunt localități izolate sau drumuri blocate. Dar povestea că se dă oamenii cu lopata e o poveste. Sunt situații în care de-aia suntem stat, de-aia încasăm taxe și impozite, de-aia avem o mulțime de autorități. Eu vă dau autoritatea să închideți acele drumuri, în special pentru camioane. Să discutăm din timp și cu CFR-ul, nu cu nașii aia care au treaba acum, dar n-aș vrea să se mai întâmple în secolul 21 să aude trenuri care stau 2-3 zile în câmpie. Vă rog și să vă cer autoritățile locale și sigur prefecturile să aveți utilajele pregătite. La nivelul județului Arad în această săptămână s-a constituit Comandamentul Județean pentru Dezăpezire, format din 24 de membri. Președinte al comandamentului este prefectul județului Arad, Cosmin Pribac. La nivelul județului Arad s-a constituit Comandamentul Județean pentru iarnă. Președintele acestui comandament este prefectul județului Arad, Cosmin Pribac. Membrii sunt președintele Consiliului Județean, subprefectul, șefii de inspectorate de poliție, de jandarmerie, ISU. Pregătirea pentru iarnă presupune și asigurarea încălzirii populației racordate la sistemele centralizate de termoficare. În acest sens, centrala electrotermică Hidrocarburi din Arad a primit un ajutor substanțial de la guvern. Pentru municipiul Arad au fost alocate din rezerva de stat sub formă de împrumut cantitățile de 100.000 de tone de cărbune pentru CTSA, respectiv 3.000 tone păcură pentru CET Hidrocarburi. Cu toate că de câteva zile CET Hidrocarburi Arad a început furnizarea agentului termic, nu toți abonații și-au deschis contoarele la calorifere. Credeți că au dat prea repede drumul? Nu, da! Dar au fost copii mici, care sunt mici și care așa rece cum... Nu, nu mai mergem! Dar ei nu. Ați dat drumul la calorifer sau mai așteptat? Nu! Nu am, dacă minute aveți cu păsare. Ei încă nu-i chiar fric, dar care au prunci mici, aia le poate, dar încă mie nu, eu cu baba mea nu trebuie, așa repede. Deschideți caloriferul mai târziu, nu? Păi da. Cam când? Până noiembrie? Sfârșitul noiembrie? Când ați cam peste o lună deschidem. Ajutorul venit de la guvern va asigura producerea permanentă a energiei termice pentru populația municipiului Arad pe toată perioada iernii.